face lucruri astea mai noi, mai recente. Stai așa că ți-l aduc Ionel. Bine ați revenit la retroparada toamnei. Anul acesta o singură participare cu o singură motocicletă, Yamaha Venture. Această motocicletă astăzi împlinește o vârstă rezonabilă, 40 de ani. Ea este fabricată în septembrie 1983. Este prima motocicletă din lume construită de japonezii de la Yamaha cu un sistem de frânare Unified Brake System. Sistem de frânare care frânează ambele roți la o singură apăsare a pedalei de picior. De asemenea, motocicleta, din punct de vedere tehnic, este funcțională, este înscrisă în retromobil, circulă pe drumurile publice și, ca și dotări, am putea scoate în evidență sistemul hidropneumatic, un sistem foarte confortabil pentru suspensie, o ciclistică impresionantă, o putere de 97 de cai putere, un motor V4, 4 cilindri în V, o transmisie cardanică, un sistem de cruise control, un sistem audio foarte performant și o ținută de drum impecabilă. De, să ne spuneți puțin, de unde pasiunea asta dumneavoastră pentru motoare, mașini de epocă? Pasiunea, după cum se știe, sunt pasiuni de, de mic copil, în adolescență, vizionând mai multe filme care au fost făcute de-a lungul timpului, Mad Max începând cu 78, s-a dezvoltat această pasiune. Achiziția motocicletei a fost ceva mai târziu, ajungând la maturitate, și proveniența motocicletei este statul Canada, zona de provincie Quebec, proveniență în urmă cu 3 ani de zile a ajuns la noi. Drept urmare, motocicleta fiind foarte confortabilă, poți parcurge drumuri foarte lungi, este un touring de lux, dotat cu tot ce era mai bun la anii respectivi și poți parcurge distanțe foarte lungi fără să fii obosit. Este
este singura din țară în acest gen? Yamaha Venture, motorul de 1200, este singura din țară și înscrisă ca retromobil, la retromobil. Mai există un alt model de 1300, dar nu are atestare retromobil. Pentru atestarea retromobil necesită a fi într-o condiție de originalitate tehnică și fără modificări substanțiale. Știți a cui a fost înainte? Pe ce drumuri a cutreierat? Da. Fostul proprietar, un canadian, n-aș putea să spun exact istoria motocicletei, dar ea este destinată pentru piața Nord America. Deci aceste motociclete au fost construite pentru piața Nord America și a fost o provocare în anii respectivi pentru japonezi din dorința de a construi o motocicletă ce poate traversa de la est la vest, de la nord la sud continentul american. Și atunci au pus tot ce era mai bun în tehnologie pentru a realiza un touring de lux în condiții de siguranță și confort cele mai bune. Cât a costat? Cât costa atunci și cât costa acum? Da, vă pot spune așa, prețurile care au fost promovate la lansarea acestei motociclete au plecat de la suma de 9.500 de dolari americani. Acum vedeți și dumneavoastră ce raport reprezintă suma de 9.500 de dolari acum 40 de ani în urmă și recalculând valoarea zilelor noastre, deci păi, e cel puțin dublu dacă luăm în considerare valoarea dolarului de acum 40 de ani. Deci, practic, nu a fost o motocicletă ieftină, a fost o motocicletă care avea și prețul chiar mai mare decât a unei mașini americane standard, de familie, ca să-i spunem. Nu și-o permitea oricine, deci. Doar cei pasionați și cei și cu dare de mână, în sensul ăsta. Cam asta e despre motocicletă. În colecția proprie mai dețin încă 3 motociclete touring, tot a anilor 80, este vorba de Kawasaki Voyager, este vorba de Suzuki Cavalcade și de Honda Golding. Cu toate cele 4 am fost în primăvara acestui an, când s-a organizat la noi în oraș, municipiul Iași, retroparada primăverii în Piața Unirii. Au fost expuse toate 4. Astăzi, la început de toamnă, am venit doar cu această motocicletă. Spun eu reprezentativă pentru vârsta care o are, pentru că celelalte sunt ceva mai tinere, dar nu cu mult, deci 1985, 1986 și 1989, nu cu mult mai tinere. În general sunt motociclete care sunt foarte rare pe drumurile publice și foarte puține mai sunt în stare de funcțiune și conservare și originalitate. Cum vă numiți? Ionescu Sebastian. Câți ani aveți? Vârsta 50. A apărut tot în filme motociclete de genul acesta? Există un singur film realizat care joacă Alain Delon din 83 și cred că joacă și Catherine Deneuve, în care Alain Delon este pe o astfel de motocicletă, dar nu de culoare roșie, o culoare bej, să-i spunem așa, auriu. Să fie din prima de când pornește motorul. Mai este Andrei cu noi atunci la eveniment. De ce le faceți? Câte mașini au venit de data aceasta și ce găsim aici? Bună ziua! Sunt în jur de 40 de mașini. Le aducem pentru vizionare. Bineînțeles, noi le avem pentru hobby. Majoritatea sunt foarte vechi. Cred că sunt și din 60. Cred că și mai vechi, de fapt.
unele chiar din filme, după cum ați văzut. Și colecționarii își doresc periodic o întâlnire cu ele și să le prezentăm. Să se bucure și alții. Exact. Cum reacționează oamenii? Cer astfel de evenimente? Văd că sunt în număr mare. Da, cer astfel de evenimente, tocmai de asta le și aducem. Ne urmăresc și pe stradă când ieșim cu ele. Da, exact, reacția e frumoasă. Un pic costisitor? Da, e costisitor. În ce sens? De la prețul ei până la reabilitare? Cred că mai mult reabilitarea decât prețul ei. Da, sincer, nu prea știu exact cât, că nu-mi zice tot, dar clar depășește prețul mașinii. Da, cel puțin la unele. Dar merită. Merită, da, după cum vedeți. De ce? E o bucățică de istorie? Și istorie și, v-am zis, și filme și... Trebuie păstrat. Exact, e frumos. Numele, vă rog? Magda. Și mai cum? Cuza. Organizator, vă rog. Da. A, vină puțin, vrea să-i sun. Mai vreau o prezentare. Deci, acest Fiat din 1965 l-am cumpărat anul trecut de la un moștenitor al fostului proprietar. Mașina a fost cumpărată din nou din 1965 și a aparținut aceleași familii până anul trecut, când a intrat în posesia mea. Mașina a fost foarte bine îngrijită, dar în ultimii 15 ani a stat într-un garaj, nepornită, nefolosită, neutilizată. Iar eu am luat-o și am adus-o în stadiul în care o vedeți în ziua de azi. A fost o muncă grea? A fost o muncă grea de 2 luni de zile, de dimineață până seara. Am refăcut sistemul de frână, am refăcut sistemul de alimentare, motor, tăblării, după care a urmat înmatricularea, din nou reînmatricularea, atestarea istorică și punerea în funcțiune, practic. De unde este adusă sau de unde, pentru cine? Mașina a fost adusă din Italia și luată din nou de domnul profesor. Domnul era profesor la Universitatea Tehnică pe timpurile Ceaușescu. Și apoi moștenită de fiu sau? Moșteaș familie, din 65 până în 1900, până în 2022. S-a desprins ușor de ea sau încă? Nu, cu greu, foarte cu greu. Și astăzi a fost domnul la paradă și s-a uitat la dânsa. Păstrez legătura, tot ce am făcut la mașină, i-am trimis poze, i-am trimis filme. Încântat de ceea ce am făcut și spune că a fost o mașină norocoasă, fiindcă ambii proprietari care au avut-o au avut grijă de ea. Este poate o mașină deosebită și prin model? A fost un model deosebit la momentul ăla? Nu cred că a fost un model deosebit, era un model de serie. Un Fiat 1300 era o mașină comună, nu a fost... Dar sunt rare acum. Poftim? Acum sunt rare. Acum sunt rare. În țară, când am fost cu ea la Rarma, erau 6 înmatriculate și în stare de funcționare, cu ITP valabil și tot ceea ce implică o mașină. Ce înseamnă reabilitarea unei astfel de mașini? E greu? E mult? Este multă muncă și costisitor, da. Și nu mai găsim mecanici care să vrei să lucrezi la ele. Piesele se găsesc din ce în ce mai greu. Da, vă dați seama, ca să le faceți frânile, vă trebuie... Cât ați investit în ea? Câteva mii de euro. Mai mult decât v-a costat, probabil. Da, clar, da. Numele, vă rog? Cuza Constantin. Colecționar? Colecționar din Iași. Vezi? Să ne prezentați. Iar eu când am luat-o le-am dat jos și așa. Kilometri are puțin. A ei? Castofon original. Mașina în proporții de 99% cred că este originală. Ce am pus eu? Cauciucuri noi care nu sunt așa. Dacă o mai apărut, pe internet. Și acum ne bucurăm că o vedem și în realitate. Cum vi se pare expoziția?
foarte frumos. Am fost și anul trecut, vedem că există interes pentru mașinile vechi. E o inițiativă foarte frumoasă. E foarte fain organizată și îmi place. Anul trecut nu am fost împreună cu el, dar anul ăsta era cât pe ce să o ratăm. Cum se pare acum că le vedeți aici? Vă puteți atinge? Vă puteți urca în unele dintre ele? De atins, sincer, nu mă doare inima să atinge. Da. Dar, na, doar rămânem cu uitatul. E foarte interesant, cel puțin pentru noi. Mulțumesc! Mulțumim și noi!